Cindy, bine te-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt cum arată cumpărăturile noastre alimentare săptămânale, ale noastre fiind ale mele și ale Ovi. Eu gătesc aproape zilnic și dacă nu gătesc zilnic, o dată la două zile tot gătesc. O să vi se pară poate multe cumpărături, însă, după cum unii știți deja, mie îmi place să gătesc proaspăt, îmi place să gătesc foarte sănătos, ca atunci când ne ridicăm de la masă, să fim capabili să ne ducem la bun sfârșit activitățile pe care ne le-am pregătit în acea zi, nu să ne simțim foarte leneși, să simțim că nu mai avem energie, pentru că dacă stai să te gândești, așa te face să te simți când mănânci ce nu trebuie. Și asta am simțit-o pe pielea mea. De multe ori când mâncam poate mai mult decât îmi trebuie sau poate că mâncam lucruri prăjite sau foarte grase, când mă ridicam de la masă, în loc să fiu fericită, în loc să fiu plină de energie, eram la modul lasă-mă să stau jumătate de oră să-mi revin. Și asta nu e ceea ce trebuie să se întâmple după ce mănânci, pentru că mâncarea, știți și voi deja, trebuie să aducă beneficii, nu să-ți aducă dezavantaje sau să te facă să te simți foarte obosit. Nu te face uneori dacă nu faci alegerea potrivită. Să începem cu colțul magic, legumele și fructele. Ce nu lipsește niciodată la mine din fructieră sau din frigider sunt bananele, nelipsitele banane. Le folosesc în foarte multe moduri, la shake-uri, le pun în ovăz dimineața la micul dejun sau ca și gustare. Ciupercile la fel, folosesc mereu ciuperci, pun în omletă sau pur și simplu le gătesc. Avem mandarine, dovlecei. Dovlecei le gătesc în diferite moduri, pot să-i bag la cuptor sau chiar în tigaie. Avocado se alătură bananelor, niciodată nu-mi lipsesc din frigider. De data asta, pentru că evit să ies din casă, am cumpărat 4 avocado mai mici care trebuie să-i lași să se facă înainte să-i mănânc și am cumpărat un avocado mai mare, gata de mâncat. Am cumpărat mere, afine, afinele sunt preferatele mele, le mâncăm foarte des, le mâncăm ca și gustări. La fel se întâmplă și cu căpșunile, le mâncăm destul de des, cartofi dulci, castravete, morcov. Tot în categoria legume avem sparanghelul, care la fel îl folosesc foarte des, îl pot pune la omletă sau de obicei, sincer, îl folosesc atunci când îl bag la cuptor împreună cu file de somon. Ovăz, pe care îl mănânc aproape zilnic. Laptele de soia, pe care de obicei îl folosesc la shake-uri. Suc de portocale, preferatul lui Ovi, îl beam fiecare dimineață. Avem aici orez. Acest orez îl am mereu în frigider pentru că se face super ușor. Am luat de 3 feluri. Aici avem orezul sălbatic integral împreună cu orezul roșu, aparent. N-am mai încercat. Acesta este unul nou, da? Chiar sunt curioasă. Avem orezul simplu integral cu quinoa și orezul basmatic cu quinoa. Le iubesc pentru că se fac foarte repede, sunt sănătoase și sățioase. Mergem mai departe cu lactatele. Știu că o să vi se pară mult cele 4 iaurturi, însă noi mâncăm iaurturi foarte des. Le mâncăm ca și gustare. Le mâncăm cu nuci, cel mai des cu foarte multe feluri de semințe, cu cocos. Următoarea categorie sunt brânzeturile. Aici avem brânza halloumi. Nu știu dacă toată lumea o știe, dar este absolut un deliciu atunci când o pui pe grătar. Este o brânză grecească. Eu mănânc foarte des în salată sau simplă, împreună cu roșii, castravete. O puteți mânca la mic dejun, prânz, cină. Avem aici brânza feta, mozzarella. Super simplu, de cele mai multe ori mănânc mozzarella doar cu roșii pe pâine prăjită. Și vestitele paste, după care toată lumea este nebunită în această perioadă. Eu am cumpărat un pachet de paste integrale. Ulei de cocos am cumpărat pentru că mi se terminase. Asta e singurul ulei pe care îl folosesc. Ba nu, folosesc și ulei de măsline, dar foarte rar. În majoritatea cazurilor îl folosesc uleiul de cocos în formula asta și spray. Ouă, bineînțeles. De data asta am zis să îmi fac și eu stocul la conserve. Mi-am cumpărat 4, 2 de ciuperci, una de fasole roșii, care e super, super delicioasă. La fel ca și nămutul. Oh, și am uitat o conservă, este cu fasole combinată, fasole roșie și fasole albă în apă. Mergem mai departe, am cumpărat spanac. Mereu mi-au o pungă mare, pentru că jumătate o păstrez pentru a o găti în zilele următoare și cealaltă jumătate o bag la congelator. A doua categorie favorită după legume și fructe sunt semințele. Aici avem migdale tăiate felii. Aici avem un mix de semințe, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, susan. Am mai luat niște semințe de dovleac, semințe simple. Sunt super, super delicioase dacă le prăjiți în tigaie împreună cu semințe de floarea soarelui și puneți puțină sare, sunt super. Ultima pungă din această categorie, quinoa. Quinoa în 3 feluri. Următorul aliment este pâinea, aceasta este pâinea integrală pe care eu o folosesc cel mai des. Nu este chiar atât de gustoasă dacă o mănânci rece, dar dacă o faci la toast este super. Ciocolată neagră,
Această ciocolată nu o mănânc goală, dar aleg mereu să o pun în ovăz. Este super ieftină. Să trecem mai departe. Nucă, îmi place foarte mult. Nu pot pune în iaurt sau mănânc goală, combinată cu alte semințe. Aici avem margarină, de obicei o folosesc ca să-i fac sandvișurile lui Ovi. Să trecem la alimentele înghețate, care s-au cam topit, până m-am decis eu să vorbesc despre ele. Avem aici afine, le folosesc de cele mai multe ori ca să fac shake-uri. Avem file de somon, super delicios și sănătos, să-l luați de obicei, cum am zis mai devreme, cu cartofi dulci la cuptor. Nu trebuie să vă complicați prea tare, puțin sare, piper, lămâie. Am cumpărat broccoli, am cumpărat conopidă, varză de Bruxelles și mazăre. Eu sper că v-a plăcut videoclipul meu. Mă bucur super mult dacă ai ajuns până în această parte a clipului. Sper că v-a inspirat ca data viitoare când mergeți la cumpărături să vă umpleți coșul și frigiderele cu produse cât mai proaspete și sănătoase. Ne revedem data viitoare! A fost o muscă. Ovi!